Efectele temperaturilor extreme se văd deja în sudul României, unde mii de culturi au fost distruse din cauza secetei. În plus, incendiile de vegetație au făcut ravagii printre culturile de grâu din județele Prahova și Călăraș, acolo unde au ars zeci de hectare de grâu într-o singură zi. Fermierii spun că sunt foarte aproape de faliment, mai ales că nu se iau măsuri pentru a opri distrugerea culturilor. Să spunem că grâu am salvat ceva din el, dar floarea soarelui, porumbul și tot ce mai avem, nu mai putem salva nimic. Dar referitor la ce spunea domnul ministru al mediului, sunt persoana care am încercat să fac înainte de a pronunța domnul ministru ceea ce îi dorea el. Eu m-am dus la domnul ministru personal acum câteva luni de zile, pentru că aveam 1500 de fermieri înscriși la mine pe listă, care doream să împădurim în țara românească, să ne dea posibilitatea să trecem un anume pe sortiment, adică nu cu forestier, să putem să luăm banii din PNRR. Cred că 200.000 de ferme se vor închide pentru că vor intra în insolvență, că venim după 3 ani de zile de secetă și ăsta e al patrulea. N-am avut în 4 ani decât un singur an bun, restul au fost numai secetoși. Cred că s-ar putea să avem un deficit mare la porumb. Vom fi pe ultimul loc din Europa. N-avem cum să mai salvăm. Este strigător la cer. La floarea soarelui același lucru este pe toată zona de sud. Ce am putut să salvăm un pic de grâu, dar nu ne acoperă cheltuielile, asta înseamnă că noi vom închide fermele. Pentru consumatori înseamnă niște prețuri extraordinar de mari, dar atâta vreme când multinaționalele și politicienii din România nu interesează producătorul român,